Ziua, dragi prieteni din Pești, haideți să facem horoscopul pentru dumneavoastră, pentru Zodia Pești, să vedem de pe 1 aprilie până pe 17 aprilie. Mulțumesc tuturor noilor abonați, vreau să vă urez bun venit și vreau să vă spun că dacă doriți informații sau întrebări, puteți să-mi trimiteți la natitarotasia@gmail.com. Să știți că nu prea am timp să răspund la toate e-mailurile și la toate mesajele dumneavoastră. O să încerc să răspund la toată lumea. Eu lucrez, am familie, nu pot să stau numai să fac videouri. Și am foarte mulți dintre dumneavoastră, mulți clienți cu care sunt foarte ocupată tot timpul și încerc cât de mult să vă răspund la toate întrebările. Haideți să vedem general pentru pești. Sunteți foarte nostalgici, pozitivi, dar puțin nostalgici, vă gândiți la cineva. Poate ați avut o relație, dar dacă a plecat, nu mai căutați acea persoană. Dacă nu îi place la acea persoană să fie controlată, nu o mai căutați. Vei ști foarte bine în această perioadă ce este adevăr și ce este minciună. Pot să spun iarăși? Pot să spun că trebuie să lași o persoană să plece. Să nu, dragostea nu trebuie forțată. Nu trebuie să forțați nimic. Văd ceva probleme trecătoare, dar va ieși soarele. Un obstacol temporar, dar veți rezolva. Da? Victorie veți avea. Haideți să vedem ce mai pot eu vedea de la început. Văd că vă simțiți foarte puternici, stabili, că vreți să prindeți toate șansele care apar. Poate vreți o vacanță, dar sunteți foarte atașați de servicii sau afacere sau ceva și nu puteți să luați foarte mult liber cum ați dori. Parcă este un șef sau o șefă care vă dă ordine și nu vă place de această persoană și nu vă place cum vrea ea să facă lucrurile sau el și atunci, dar mai bine spun cărțile să ascultați de acea persoană că veți avea succes și venituri foarte bune. Veți continua să găsiți lucruri noi, să vă gândiți la lucruri noi. Unii care aveți probleme, va trebui să învățați ceva nou sau pentru servici. Aveți ceva probleme, poate nu găsiți servici și trebuie să învățați să vă reintegrați undeva. Unii veți fi cu oameni cu care vă veți înțelege foarte bine, dar câteodată vreți să fugiți, să începeți o viață nouă. Ați spune, nu mai vreau să stau aici, vreau să plec, vreau să... Dar nu trebuie să fugiți, trebuie să înfruntați o situație pentru că va fi bine. Vin bani, poate dacă nu acum la început, spre sfârșitul aprilie, ceva bani recuperați pe care trebuie să-i recuperați, îi veți recupera, multă abundență va fi, aveți multe responsabilități, mult de lucru, poate discutați, vă certați cu cineva și pentru că dumneavoastră trebuie să le faceți pe toate câteodată sau mai tot timpul, ceva ce era blocat se va mișca, veți avea o reușită, poate în casă, poate ce aveați dumneavoastră în minte.
trebuie să faceți o ieșire din rutină, să ieșiți, de exemplu, un weekend sau undeva, să ieșiți undeva, să plecați undeva, poate în vacanță, o mică vacanță, o mică ieșire. Mai văd și ceva datorii, timpuri grele, dar veți crește foarte rapid, va trece acesta ca un nor. Aveți multe încercări, unii dintre dumneavoastră poate cheltuiți prea mult și trebuie să faceți niște restricții acum, pentru că ați cheltuit prea mult. Văd unele familii care vor avea un copil, da, deci se anunță un copil pentru unele familii. Veți vorbi despre negocieri, poate trebuie să decideți ceva foarte important, mergeți într-o lume multă, un congres, adunare undeva. Veți fi foarte emoționali, bucuroși în servici, trebuie să vă controlați emoțiile. La bani să nu aveți încredere în situații bune, pentru că s-ar putea să nu dureze și atunci iar rămâneți fără bani. Trebuie să așteptați să vedeți cum merge și apoi să vă gândiți, pentru că s-ar putea să trebuiască să vă schimbați gândirea. Dacă sunteți singuri, sunteți supărați din cauza singurătății, nu aveți ce doriți în dragoste, trebuie să vedeți ce greșiți dumneavoastră, pentru de ce nu aveți ce doriți în dragoste. Și ceea ce nu a putut să fie, să lăsați în urmă, să faceți un pact cu dumneavoastră înșivă, să nu luptați împotriva curentului, cu ceva ce nu se mai poate, pentru că așa, dacă lași tot ce a fost, poți obține ce viața are pregătit pentru tine, dacă nu, nu. Ce mai văd eu? Că poate aveți ceva responsabilități și vreți să spuneți ceva ce nu vă convine la serviciu. Atunci trebuie să spuneți frumos, cu tact și la momentul potrivit și cu vorbele potrivite, cu cuvintele potrivite. Și atunci veți obține, da? Ce doriți. Dacă sunteți soț-soție, trebuie să fiți inteligenți cu perechea și să vă corectați ce ați greșit în trecut. Tu vrei să-ți controlezi perechea sau să-ți domini perechea sau ea vrea, dar nu este bine. Trebuie să simțiți respect amândoi. Dacă tu aștepți ca ea sau el să te respecte și tu trebuie să faci la fel. Dacă vă gândiți la cineva, dacă se întoarce sau nu se întoarce acum, nu puteți să-l recuperați, vreți să-l recuperați, dar nu se poate. Dacă v-ați certat recent cu cineva și vreți împăcare, de exemplu, s-ar putea să-i pară rău, dar după o distanțare, poate sunt șanse să clarificați ceva, dar nu repede. Dacă vă gândiți la cineva nou, ce simte pentru dumneavoastră, văd întâlniri romantice care se transformă în ceva foarte profund și acea persoană, da, într-adevăr, simte dragoste pentru dumneavoastră. Dacă este o persoană care întrebați ce simte cineva nou în viața dumneavoastră, pot să spun că simte dragoste și va fi foarte bine între el sau între ea și dumneavoastră. Da? Haideți să vedem acum. Aceste cărți interactiv, da? Gândiți-vă la ce doriți dumneavoastră să știți și trebuie să alegeți, puteți întreba și da sau nu întrebare și alegeți una din următoarele cărți. 1, 2, 3, da? 1, 2 sau 3. Să vedem care o să alegeți, vă las să vă gândiți și să alegeți, da? Haideți să vedem dacă ați ales pe prima. Da? Scrisoarea. Scrisoarea dă un răspuns de da.
Vine o veste. Descrisoare înseamnă, da, scrisoare, repede, comunicare foarte mult. O comunicați foarte mult înseamnă că ceva rapid se întâmplă, ceva în favoarea dumneavoastră. Primiți știri despre bani, poate să fie sentimente, ceva la care ce așteptați. Dar știrile astea care le primiți vă vor asigura un viitor mai bun. În servici înseamnă că se termină un contract. Poate trebuie să începeți ceva nou. Poate într-o afacere primiți că mesaje sau scrisoare sau că veți primi un împrumut să puteți să rezolvați o anumită problemă sau că nu veți primi, poate veți primi orice fel de scrisori importante, poate să însemne în domeniul afacerilor, servici, școală, studii, da? Veste foarte importantă și este în favoare, este o carte pozitivă. La bani înseamnă că veniturile dumneavoastră vor crește și aveți ceva întârzieri la unele plăți și va trebui să plătiți sau cineva trebuie să vă plătească și întârzie cu plata. Poate primiți vești de la un prieten vechi de departe și vă întâlniți cu această persoană din trecut și o să vorbiți, o să petreceți mult timp împreună sau nu mult timp, un timp, da? Timp frumos împreună. În familie, dacă ați avut probleme, vă împăcați, văd sentimente, înseamnă sentimente bune și armonie, scrisoarea. În sănătate, scrisoarea este ceva despre analize, rețete medicale, poate însemna analize clinice, poate însemna și o veste despre o boală, poate însemna, da? În dragoste înseamnă cunoștințe cu persoane pe internet sau într-un mediu de comunicare și persoana pe care o cunoașteți prin internet veți avea o relație cu această persoană, o relație cu multă fericire, da? Pentru viitor, cu această persoană. A doua, dacă ați ales a doua, și este o carte pozitivă și aceasta, grădina. Grădina înseamnă că da, înseamnă poate să însemne grup de persoane, biserică, concert, reuniune, poate să însemne și spital, sanatoriu, orice, da? Înseamnă recompensă, bogăție, pentru că este o grădină, da? Ceremonii, recunoștințe, poate să însemne și că veți aparține unui grup, o prietenie, poate să însemne că aveți chef de viață, pur și simplu. Și sau că vă întâlniți des cu persoane, mergeți undeva des. La servici veți lucra sau lucrați deja într-un serviciu sau afacere cu persoane, multe relații publice, în restaurant, deci orice este cu oameni, acolo veți lucra sau lucrați. La bani înseamnă că veți avea câștiguri foarte bune, dar nu trebuie să cheltuiți foarte mult. Multă distracție în familie, cu prieteni, nu cheltuiți foarte mult pe distracții. Trebuie să vă vizitați familia, vă veți vizita familia, mai înseamnă. Dacă v-ați gândit la sănătate, poate să însemne un sanatoriu sau un hotel, poate mergeți undeva să vă relaxați, poate vă internați, să faceți un control de sănătate, da? Deci orice înseamnă. Poate să însemne, de exemplu, și o sală de fitness, că mergeți. În dragoste poate să însemne că vă bucurați de prieteni, familie, dacă sunteți singuri încă nu va fi cineva, dar mai târziu poate să apară o persoană foarte bună cu care veți avea o relație de lungă durată sau o relație definitivă. Dacă ați ales a treia, cartea Pești este o carte foarte bună, răspunsul este tot da.
Este o carte a banilor și a bogăției. Tot ce doriți cu privire la bani veți realiza. Asta pot să vă spun în această carte, că sunt vești de afaceri, familie, servicii, orice vești, mărire de salar, orice pozitiv, cu multe câștiguri, succese, satisfacții pe toate planurile. Și mai poate însemna că sunteți pe drumul cel bun și că aveți niște dorințe cu banii, în legătură cu banii care se vor împlini, dorințe vechi, da? Mai înseamnă că aveți asociați foarte loiali sau prieteni foarte loiali care, cu care creșteți financiar și veți petrece momente foarte plăcute cu ei. În familie, poate aveți afaceri de familie sau aveți succese economice, vă extindeți, deschideți ceva nou, produse noi care vă aduc foarte mulți bani, deci extra bani, extra. Vacanță cu familie, poate plănuiți, poate mergeți. În sănătate, cartea nu este foarte bună, arată probleme hepatice, o alimentație greșită sau trebuie să aveți o dietă sănătoasă sau sunteți deja pentru o dietă, unele persoane, poate diabet sau... În dragoste, dacă v-ați gândit la dragoste, răspunsul este da. Dacă ați avut o criză cu o persoană, trece această criză și va veni împăcarea. Dacă nu aveți nicio persoană și sunteți singuri și vreți să vă îndrăgostiți, va apărea o persoană care va avea o afacere proprie, acea persoană, și veți avea o relație de durată, da? O relație bogată cu acea persoană, da? Cam atât pentru dumneavoastră din Pești. Eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune!